Salut, felicitări, portarul lunii august. Cum te simți? Ai avut o lună foarte, foarte bună. Da, mulțumesc. Am fost așa până la urmă și de echipă foarte mult. Ne-am închegat mult mai bine pe final, după un început mai slab, pot să zic, chiar dacă am avut rezultate. Și mă simt foarte bine, în formă. Cum te motivezi înainte de meciuri? Cum intri în starea pentru meci? Care e secretul? Păi, în primul rând, pot să zic plăcerea de a juca o competiție cu foarte mulți jucători și care au jucat fotbal și îți dorești să ajungi cât mai sus, să poți juca cu ei. Spune-mi care sunt calitățile și care sunt punctele unde trebuie să mai lucrezi din punct de vedere al portarului. Păi aș vrea în primul rând să mai lucrez și mai bine la joc cu piciorul, am mai învățat în ultimul timp și aș vrea să-l dezvolt și mai bine. Calități, pot să zic că fiind mai scund, am o rapiditate mai mare, să zic așa, și cam atâta. Și poate și tu, pe centrări ar fi, da, aici la mini fotbal nu trăia așa mult. Țipi la colegii tăi, dirijezi din poartă de acolo? În mare parte, da. Da, dacă nu prea, o să fac că nu mă aud. Da. Spune-mi ce portar român îți place și ce portar din fotbalul mare urmărești? Păi, portar român aș spune că Niță mi se pare mai pe stilul meu, nici el nu e prea înalt. În străinătate, în momentul de față, nu prea mai îmi plac. Mai mult Casillas, care s-a retras. Helmut Ducadam, îți place? Da, știu și performanța lui, poate o să ajung și eu să o fac. Cum stai la penaltiuri aparate? Mai greuț un pic. Mă cer și eu să le apăr, dar mai greu. Păi uite că ești premiat cu o pereche de mănuși Helmut Ducadam 86, sale tale, felicitări. Poate te ajută de acum încolo la penaltiuri. Da, ar fi bine să mă ajute la penaltiuri. Le vei băga la joc sau le vei pune acasă în ramă, în vitrină? Nu știu ce să zic, m-am astfel de perechi câștigate, parcă nu-mi vine să le folosesc.